Iată, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, că avem prezenți în studioul nostru doi tineri entuziaști din Oltenița, cunoscuți printre cei inițiați, ca să zicem așa, ca cei care au pus pe roate Brigada Civică Voluntară. Bine ați venit, doamnă și domnule, vă rog să vă prezentați pentru... Eu vă cunosc, dar să vă cunoască și ceilalți. Bine v-am găsit, mulțumim că ne sunteți gazdă de fiecare dată când vrem să promovăm ceea ce încercăm să facem pentru comunitatea oltenițeană. Sunt Liliana Niculiță și mă bucur să fiu voluntar la Brigada Civică Voluntară. Și domnul? Numele meu este Marcel Paraschiv și la fel sunt membru voluntar în Asociația Foișorul de Foc, Divizia Civică de Voluntari, fondator al sucursalei din Oltenița. Cum a venit ideea să puneți pe roate o asemenea sucursală a Brigăzii Civice Voluntare? De unde a plecat ideea? Că am înțeles că veți fi o sucursală, după cum spuneți. Da, suntem deja o sucursală de pe 27 februarie, când noi doi am devenit voluntari ai Diviziei Civice Sectorul 2 București, Foișorul de Foc. Ideea o aveam mai de mult, îmi doream să înființez un ONG pe situații de urgență și pe prim ajutor, având în vedere că am funcționat un an și jumătate vicepreședinte la Crucea Roșie Călăraș și mi-am dorit foarte mult lucrul acesta. N-am știut că se va întâmpla, pur și simplu a fost o întâmplare chiar. Am interacționat cu un voluntar al Diviziei Civice într-o anumită situație de viață, ca să zic așa. Mi-a furnizat informațiile, mi-a spus ce se întâmplă în această divizie la sectorul 2 București. Mi-a plăcut, mi s-a părut că este exact ceea ce doream eu și m-am gândit că poate odată o să ajung să iau legătura cu cei care sunt îndreptățiți să ne furnizeze informații despre ceea ce înseamnă voluntariatul prin acest ONG, ca să zic așa, prin această divizie. Tocmai asta vreau să aduceți explicații pentru cei care ne urmăresc la ora actuală. În ce constă, propriu zis, activitatea așa, pe mai clar pentru omul de rând, tânărul de rând. Până a spune în ce constă activitatea, eu vreau să subliniez faptul că ne-am dorit foarte mult lucrul ăsta și am fost insistenți și am sperat că se întâmplă și îi sfătuiești pe cei care au o idee să nu renunțe așa ușor și să persevereze și lucrurile se întâmplă până la urmă. Ceea ce se întâmplă în cadrul diviziei, am fost și noi informați după două vizite la București, la sediul acestei divizii și mai multe informații poate să vă spună și colegul meu pe care l-am solicitat și îmi pare bine pare mai timid așa, colegul dumneavoastră, foarte timid. Îmi pare bine că a răspuns pozitiv pentru că este omul potrivit pentru chestia aceasta, pentru situații de urgență în primul rând. Haideți, domnule Marcel, spuneți-ne dumneavoastră cum stau lucrurile. Deci, această divizie civică, așa cum spune numele voluntară, are ca scop selectarea de persoane voluntare. Voluntar înseamnă să vrei să faci ceva, să ai cu ce să faci, să poți să faci și să nu fii remunerat, să nu ai pretenție să fii plătit. Acțiunile diviziei civice sunt pe situații de urgență, astfel persoanele care vor opta să fie ca voluntari în cadrul acestei grupe pot fi pe situații de urgență cu tremure, inundații, chiar și incendii, în sprijinul celor de la ISU, și o grupă de prim ajutor. Condițiile ca să fii voluntar, în primul rând trebuie să fii major, să ai peste 18 ani. Asta vreau chiar să vă întreb. 18 ani. Se face un dosar prin care se solicită chiar și un cazier, un control medical pentru efort fizic, un test psihologic, un dosar pe care urmează depus, deja am stabilit noi cei interesați până la sfârșitul lunii să se organizeze și să efectueze acest dosar. Selecția propriu-zisă, pregătirea prin informarea celor la cunoștință a ceea ce înseamnă practic voluntar, ce trebuie să facă fiecare, inclusiv norme de protecție a muncii, securitate și sănătate în muncă. Și în momentul în care oamenii sunt instruiți, așa cum spuneam mai devreme, îmi place deviza, suntem gata de acțiune.
Cum puteți fi contactați? Unde? Aveți un sediu? Pe pagină, pe internet? Dați-ne explicații. Pagina de internet este cea a Asociației Foișori de Foc din București. Da. Cu contacte la nivel de București. La nivel de Oltenița putem fi contactați eu și Lili. Deocamdată este prima ieșire publică, primul anunț că ne-am înființat. Vom activa în continuare iarăși pe site, pe internet, pe Facebook, se poartă, probabil facem și niște fluturași, ceva, întâlnirile. Chiar și un video de prezentare n-ar strica, pentru că Da. Deci în momentul în care deja formăm o grupă, cei de la București vor veni în Oltenița, noi avem, aceasta este uniforma de buncă, să spun așa, este și o uniformă de paradă și probabil vom face cu ei o defilare sau ceva de genul. Urmează contractele de parteneriat, începând cu Consiliul Local Primăria, l-am anunțat și pe domnul primar Petrețone că ne-am înființat, la momentul acesta doar ne-am înființat. Și eu vreau să vă întreb câți membri aveți până acum. Nu urmează, repet, aceste contracte de parteneriat cu instituțiile, cu școlile. La nivel înalt, asociația are parteneriat cu Inspectoratul General pentru situații de urgență și astfel noi, ca sucursală, putem face un parteneriat cu ISU Călăraș și cu Detașamentul Oltenița pentru a veni în sprijinul colegilor mei. Și nu în ultimul rând, există și o latură de pregătire, să spun, prevenire, formare de noi voluntari în rândul elevilor, copiilor, prin școli, care pot participa la diferite acțiuni, dar nu ca voluntari, doar repet ca... Am înțeles. Totuși, eu pun o întrebare, deși a spus că e pe bază de voluntariat. Da. Aveți nevoie de echipamente. De unde veți avea susținerea financiară? Am înțeles că apelați pe la primărie, pe acolo, la diferite fonduri. În afară de voluntariatul propriu-zis, trebuie și aparatură, pentru că vă trebuie. Bună întrebare. Deci, suntem la început de drum. Nu vrem să sărim niciun pas. Asta nu trebuie să-l săriți. Corect. Primul pas a fost înființarea. Am reușit. Următorul pas este ceea ce facem acum, publicitate, promovare, selecție de oameni. Pentru început, încă o dată repet, ca voluntar, ai niște obligații, se face un contract de voluntariat perfect legal pe durată de 5 ani. Trebuie să-ți respecti obligațiile ca voluntar, să participi la acțiuni și, bineînțeles, avem acțiuni limitate, ca să spun așa. Pentru început, clar, necesită doar uniforma pe care o vei primi când devii voluntar. Pentru început, acționăm... Costă și uniforma, iar revin la treaba asta. Noi le-am primit de la Asociație din București, probabil toți ceilalți care vin din spatele vor primi, pentru contractele le fac direct cu Asociația, nu cu noi ca sucursală. Și atunci Asociația suportă costurile acestor echipamente. Pentru început, repet, intervenim, ca să spun așa, cu mâna goală și sunt convins că până nu intervenim, până nu ieșim în teren, până nu ajutăm, nu o să ne bage nimeni în seamă. Bine, e bun și entuziasmul ăsta, domnule Marcel, câteodată e bun, dar fără ce trebuie tehnic, nu cred eu că se pot rezolva problemele la un moment dat care vor fi grave pe teren, pentru că acolo va trebui să interveniți. Este adevărat. La lucruri grave. Este adevărat, dar repet, pentru început am zis nu cerem nimic, clar. Dacă putem ajuta și putem interveni și se consideră că este nevoie de... Probabil vor veni și sponsorizări, sau zic donații, sau mă rog, finanțări, sau pentru echipament. Dotarea cu echipament este unul din motivele care am acceptat să lucrez într-o divizie de voluntari, cu oameni care vor să facă în primul rând și, cum spuneți dumneavoastră, să fie și dotat, să aibă și cu ce. Tot de la voi am auzit acum că ar trebui persoanele care vor să participe și să se înscrie în rândurile voastre aici la Brigada Civică Voluntară să aibă peste 18 ani. Da. Și va trebui să aibă și un carnet de sănătate că e sănătos pentru a putea veni la dumneavoastră, poliție, pentru că e logic. Psihologic. Și psihologic. Păi venea la rând, vă puneam toate astea la rând, ca la o angajare cum ar veni, pentru că aveți nevoie de oameni sănătoși, clar, mental și fizic. Clar. Pentru că eu acum am înțeles în ce vă băgați voi și dacă se întâmplă vreo nenorocire de genul ăsta în Oltenița, nu ne dorim, dar Doamne, Dumnezeu știe, da, și veți fi solicitați și va trebui să faceți față. Adică eu aici mă gândesc. Exact. Eu vă doresc multă baftă. Mulțumim. Mulțumim. Dacă mai aveți ceva de spus, așa, la încheierea interviului nostru. Probabil, nu știu dacă lăsăm la dumneavoastră sau
sub această înregistrare un articol cu numele noastre de telefon pentru contact. O să punem. Da? O să punem pe site. Încă o dată, ca să fii voluntar înseamnă să vrei, să poți, să ai cu ce. Și vă așteptăm în rândurile diviziei. Eu am să fiu unul din cei care o să vă sprijine prin publicitate, cu ce pot și eu. Mulțumim. Asta mulțumim. Este. Dar aștept tinerii și cei interesați în urma acestei emisiuni să vină număr cât mai mare în rândurile voastre. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Și noi vă mulțumim pentru publicitate. Music in the night, a dream.